Se lucrează intens atât la PID-ul A cât și la PID-ul B din municipiul Târgoviște. Primarul Gabriel Boriga, însoțit de viceprimarul Ciprian Pisăcaru și city managerul Gabriel Cioacă, a mers să inspecteze stadiul lucrărilor de asfaltare de pe strada Aviator Negel din cartierul CFR. Edilul a dat asigurări că atât sâmbătă cât și duminică în zonă se va lucra. Ne aflăm în zona cartierului CFR, mai precis pe strada Aviator Negel, unde am început să asfaltăm și turnăm covorul final asfaltic. După cum vedeți, în această zonă era o parcare, impropriu spus parcare, era un loc unde fiecare își parca autoturismul așa cum credea de cuvință. Evident, nici calitatea asfaltului de aici, sau mai bine zis, a betonului care a turnat, nu era cea mai bună. După cum vedeți, deja zona a căpătat contur, s-a bordurat, s-au asigurat spații clare de parcare, s-au făcut două sensuri de circulație exact unde ne aflăm acum, precum și aproximativ 80 de locuri de parcare noi, numai în această zonă. După cum vedeți, este o zonă dens populată, o zonă unde proprietarii nu aveau unde să-și parcheze mașinile. La fel continuăm cu asfaltările astăzi și mâine. Și deși mâine este sâmbătă, deși poimine este duminică, să știți, se va asfalta în fiecare zi în zona CFR-ului. Apoi, de săptămâna viitoare, sper să intrăm și în Aleea Trandafirilor. Mergând prin municipiu în toate aceste luni în care, de când au început lucrările, am văzut că unii dintre concetățenii noștri deja s-au adaptat lucrurilor noi care au apărut, iar alții probabil că se vor adapta în viitor, și pe această cale vreau să fac un apel la ei să respecte felul în care trebuie să parcheze, pentru că, așa cum știm cu toții, parcările sunt de mai multe tipuri și în acest fel putem să respectăm și lucrurile care s-au făcut. Mulțumesc! Constructorul a intrat în forță, continuă în forță. Mă bucur că și pe zona B, deși astă iarnă am primit foarte multe critici de la cetățeni că lucrurile ar stagna, se întâmplă lucruri așa cum ar trebui să se întâmple, în sensul că am ajuns la stadiul de asfalt și lucrurile continuă nu numai aici în cartierul CFR, nu numai în Aleea Trandafirilor, ci și în microraionele 11 și 12. Zona de acțiune a proiectului PID-ului B este sensul giratoriu cu strada Colonel Dumitru Băltărețu, pe strada Ice Brătianu până la strada Petru Cercel, strada Petru Cercel până la Calea București, Calea București până la strada Radu de la Fumați, strada Radu de la Fumați până la Ice Brătianu, cu delimitare spre vest și limitele loturilor spre unitatea militară, incluzând spațiul urban interior acestei delimitări. Cartier CFR, Aleea Trandafirilor, micro 11, micro 12. În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de reabilitare drumului și spații publice, rețele de iluminat și fibră optică, reabilitare rețele de apă canal. Termenul de finalizare este de 18 luni.